Am revenit în direct pe final de emisiune Oameni Buni. Vă anunțăm că duminică la ora 18 începe al 23-lea sezon România Te Iubesc. Aici avem doi trimiși speciali alături de noi. Paula Herlo și Rareș Năstase ne povestesc ce o să vedem în nou sezon, corect? Corect, adevărat. Duminică ora 18 începe. Începe. O să fie o campanie, începem cu o campanie, se numește Județe la Stăpân. Sunt o parte din județele în care am ajuns vara asta. Duminică vom vedea descrierea, portretul județului Teleorman, făcut de Alex Dima. Următoarea săptămână va fi județul Olt, al lui Rareș. Județul Vrancea, unde am descins eu. Județul Gorj și Constanța. Astea sunt primele 5. Nu o să ne oprim aici, pentru că ne-am dat seama că trebuie să coborâm, să ne ducem în județele astea, să vedem ce se întâmplă de fapt, de ce sunt ele în topurile negative. E vorba de sărăcie multă în aceste județe. Toți indicatorii economici sunt jos. Uh-huh. Și atunci am vrut să înțelegem de ce județele astea cu un potențial uriaș, pentru că fiecare dintre ele are un potențial neatins, și am vrut să înțelegem de ce se întâmplă lucrul ăsta. Și am și găsit duminică, marfă... Duminică o să se vadă o să la se vadă te la iubesc începând de duminică, da. Culmea e că sunt și județe cu un potențial foarte mare. Vorbim de, eu știu, județe cu ieșiri la Dunăre, cu agricultură, cu, eu știu, minerit, viticol, potențial turistic, viticol și așa mai departe. Nu mai vorbim de Constanța, care are toate aturile să exceleze. Da. Și totuși, acolo găsim niște probleme mari și pentru noi a fost o provocare destul de mare, în sensul că în aceste județe, să știi că e așa, oarecum, o lege a omertei. Nu prea s-a vorbit negativ, nu prea s-a vorbit la nivel de, eu știu, instituții, cum funcționează, pentru că am găsit și foarte mult nepotism, relații din astea de rudenie între șefi. Ați dat ușor de oamenii cu care vrea să vorbească acolo? Da. Am avut la dispoziție o vară, totuși, și cei care nu au dorit să vorbească, mă rog, am mers după ei și da, i-am găsit. O să zim. O să vedeți episoade absolut halucinante. O să vă povestesc de unul de duminică, pentru că acum s-a dus Alex Dima în primăria Videle și a vrut să înțeleagă de ce doamna care lucrează de 6 ani pe fonduri europene acolo n-a accesat decât foarte puțin, foarte puține fonduri. Și a întrebat-o ce programe și doamna a zis că cea mai mândră e de programul prin care au învățat limba bulgară, iar bulgarii au învățat limba română. Și Alex i-a zis, perfect, spuneți-mi în bulgară, mă numesc Cutare. Și doamna s-a chinuit, n-a ieșit și, mă rog, după ce a mai stat el pe acolo, a plecat și a auzit că alerga în spate. Așa a venit, da, și a zis, ceva. Și ce asta nu înțeleg. Păi v-am spus în bulgară, mă numesc ce. Încântat. Deci atât reușise această doamnă în 6 ani să aducă în județul, în orașul Videle. Eu m-am întâlnit cu Marian Opișan în două rânduri și am vrut să înțeleg de la el personal cum de mama lui pensionară la fabrica, s-a pensionat de la fabrica de confecții Confecția, cum de mama lui este atât de bogată încât are și un foarte mare domeniu în comuna Bolotești, îi cumpără și mașini de lux fiului, că așa a spus că i-a cumpărat mama, și încercând eu să înțeleg, la un moment dat s-a oprit și a zis, eu am mai spus să-și repet, mama mea sunt eu, ca să nu mai avem niciun fel de discuții. Ne era foarte clar că mama lui e el, adică știam că averea este de fapt a lui Marian Oprișan, dar a pus-o la adăpost, trecând-o pe numele mamei și spunând că a făcut asta când a început să fie urmărit de instituțiile statului și a trecut averea pe numele mamei ca să nu mai fie niciun fel de problemă. Toate aceste lucruri și multe lucruri o să vadă de duminică oamenii, județe la stăpân. Județe la stăpân, asta e paradoxul, că niște județe aparent sărace există acești stăpâni destul de bogați. Care controlează la virgulă ce se întâmplă în acele județe. Să aveți multă baftă cu sezonul 23.